Luni 21 martie, medicii vor intra în grevă japoneză în spitale și cabinete medicale. Colegiul Medicilor Alba susține această inițiativă, deoarece desfășurarea activității medicale este grav afectată, în special de nerespectarea timpului de muncă și a celui de odihnă, deficitul de personal și reglementări privind salarizarea. Disparitățile dintre textele de lege și realitate trebuie eliminate urgent. Asigurarea calității actului medical este o misiune aproape imposibilă în condițiile actuale. Toți medicii din județul Alba vor purta, în spitale și în cabinete, o banderolă în semn de protest, scriu cei de la Ziarul Unirea. Tot în cursul săptămânii viitoare, în data de 23 martie, reprezentanții colegilor medicilor din țară se vor reuni la București pentru a dezbate problemele din sistemul de sănătate.